Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu Cities Skylines, oameni buni. Ultima dată făcui o mare boacănă, să zicem așa. Am pus în loc de o stație de tren, am pus Cargo Train Station. Adică, dacă nu v-ați uitat până la capătul episodului, un Cargo Train Station înseamnă că o să vină trenul și o să aducă din alt oraș oil, or pentru fabricile noastre și chestii de genul acesta. Adică ar însemna foarte mult trafic și nu aveam nevoie aici de chestia asta. Aici aveam nevoie doar de o stație de tren unde să se oprească, să coboare oamenii și să plece în oraș. Ok? Bun, perfect atunci. Dacă ați înțeles, asta este bombă. Am mai modificat puțin, este decentă, se poate să fie și mai bună. Sunt curios dacă este de două lane-uri, nu? Cred că ar arăta fain dacă aș mai pune încă una așa, știi? Vedem noi. Dar, Colpiro a făcut ceva super tare. Este o dimineață extraordinară, hai să bem și o gură de cafea. Băi, sunt prea bucuros, vreau să mă bucur de episodul ăsta ca lumea. 30 de minute îl facem. Deja văd cum curg like-urile la acest episod, vă mulțumesc, oameni buni. Deci, dacă intrăm aici și mergem la train și dăm pe asta, adică pe șina de tren, și dăm un page down, oh my god, Colpir s-a gândit că, bă frate, știi ceva, ca să nu mai facem urițenii să deranjăm oamenii sau ceva de genul acesta, hai să facem subteran acest train, stația de tren. De aici până la următoarea stație de tren, care o să fie undeva pe aici, da? Eu zic că am scos-o bine. Eu chiar mă bucur că am făcut asta. Și astăzi o să încercăm să mai punem niște stații de metrou. Una pe aici, pe aici, să meargă mai mult prin oraș. Dar oricum, asta de tren, blană, frate, blană. Bravo, Colpir. Nu știu cum te-ai gândit, dar a fost bine. Și arată și ca lumea aici. Arată foarte, foarte bine. Bun, hai să lăsăm jocul să meargă cu unul cât așa. Câteodată mai las jocul să meargă și cu unul, că îmi place cum arată. Bun, aici am terminat eu să fac rondul ăsta, dar mai voiam eu să adaug ceva. Am văzut că sunt pietricele, frate. Oh my god, ăsta e prea mare. What? Shit. Ceva mai micuț n-aveți? E bun ăsta. Punem câteva pietricele așa, random. Arată frumos, arată frumos. Sexy, sexy. Traficul e ok aici, nu? Ăsta se golește. Mai are puțin și s-o golit. Ăla-i cimitirul, în caz de nu știați. Bun. Oh my god. Bun, astăzi, pe lângă office-urile pe care o să le pun aici, și asta am făcut-o, fără să vedeți voi. Adică am făcut-o în oglindă. Ce am făcut aici, am făcut și aici. Astăzi trebuie să punem neapărat niște office-uri și vreau să le pun aici, pe partea asta, știi? Chiar dacă aici sunt case, ia să vedem, scase. Ia să vedem. Sau să continuăm, hai să continuăm aici totuși office-urile, dacă tot e așa. Hai să le punem repejor, oameni buni. Oameni buni și nebuni? Sau doar buni? Doar buni, frate, doar buni. Hei, aici se duce puțin cam funky. O lăsăm să meargă. Whatever. Mergi cum vrei, că sunt un milionar. I don't give a shit. Așa. Și de aici asta dus așa puțin mai lung. Așa. Și mai dăm o linie, frate. Puțin mai dincolo. Bun, oameni buni, bun. Așa, perfect. După să verificăm mai multe chestii. Curentul, sper că o să se descurce și curentul. Hai să legăm oarecum de locușorul ăsta ca să primească curent, să nu mai tragem noi câte o linie de aia de power, că n-are rost. Și chiar nu arată prea estetic și frumos. Stai să vezi că o să se construiască casele astea în câteva case, birourile astea în câteva secunde. O să vedeți voi, oameni buni, o să vedeți. Așa. Ok. Dăm un play cu viteză? Hai, frate, să dăm un play cu viteză. Să mai construim orașul ăsta, să-l facem mai mare. Da, ce naiba? A, da, și-am mai făcut o chestie tot aici, lângă. O să vă arăt imediat.
Hai să vedem ce o să se întâmple când o să fie atâta. Punctul ăla mă deranja. Bun. Deci ok, aveți curent. Am făcut și un rond aici pentru că mă enerva la maxim că nu... Era foarte iurea drumul. Și am zis că ok, facem un rond. Asta este chiar dacă e rond. Da, e ok. Bun, aici traficul e ok. Foarte bine, foarte bine, pentru că urmează să punem și pe aici chestii. Nu o să scape nimeni. Mă uit puțin la asta. 73 de vizitatori și 54 turiști. Decent. Bă, am crezut că am scos toți copaci, aproape toți copaci. Copacii aia care mă deranjau pe mine, a zis eu că sunt prea neon. Gata, acum cred că scoși toți. Uite-l mă și pe ăsta. Oh my god. Incredibil, bun. Frumos până acum, da, super, bravo Colpir. A, da, și aici este ieșirea trenului. Oh, yes, baby. Așa, și vreau, ca să fie totul bine și frumos, să punem următoarea stație de tren. Și data asta să punem train station, să nu fim proști. Mm-hmm. Și dacă este așa... Bă, e puțin cam... cam maiurea. Hai să o lăsăm aici și să vedem cum facem să conectăm road-ul, știi ce zic? Punem puțină pauză și încercăm să conectăm, că trebuie conectat. Așa, e iurea că nu-i la... linia de tren nu-i la drumuri. E cam enervant, dar e ok. Așa, mergem aici cât? Una de asta și ducem... Să facem așa o stație, nu? Ce naiba? Să încercăm să le facem cât de cât simetrice. Așa. Și... What? Se poate? Se poate. Bun. Perfect. Așa, și de aici vine ăsta. No problema, señorita. Oh, de ce încep cu vest? Vezi? Dacă ai ieșit de acolo, e belito. Mergem așa. Și de aici, așa. Da, bine, bă. Așa, perfect. Very cute. Așa, wow. Intersecția asta, sigur, se descurcă trenurile. I hope so. Oh, shit. Ne trebuie water. Water is the new thing. Ia să vedem. Asta dacă ducem așa, ajunge, bă, dă și apă. Și acum și curent. Bă, dar tu vrei cam multe mâncați așa sufletelul tău. De unde dau eu o linie de curent de aia, dar... Să mă coste niște bănuți. Cred că de aici o dăm. Hai. Oh, shit. Știi ceva? I'm rich. I'm very, very rich. Poftim una de asta. What a man. Ar trebui să aibă curent acum. În viitor apropiat, când dăm niște play. What? Voi de ce aveți probleme cu curentul? What? Very, very interesting. Credeți că este momentul... Uitați, suntem pe verde, nu înțeleg de ce sunt probleme cu curentul. Ah, nu, cred că își revin acum. Sper. Asta e că nu înțeleg. Mai are cineva probleme cu curentul? Că trebuie să punem și nuclear plantul ăla. Băi, cineva a murit. Băi, nu mai muriți aici. Stop dying. Nu mai muriți, nu mai vreau să muriți. Da, dar e foarte dubios. De ce nu aveți curent voi? Oare pentru că... E prea mică... Distanța asta? Gen... Uite puțin. I don't know, man. Păi și cum să facem oameni buni ca să nu... Să nu-i deranjăm? E ciudat că numai ăștia au problema, ăștia noi. Very, very interesting. Hai că voiam să fac linia aia de tren, mama ei de linie. Și eu dacă trag o linie de aici. Da, bine că sunt 100 de străzi. Vino încoace. Hai verde, am văzut niște verde, mulțumesc. Așa, dacă trag o linie de asta, își revine? Și-a revenit.
Ok, acum n-au ăștia. Bă, da, electricitatea e pe verde bine chiar. Adică mie e puțin cam ciudat să pun ceva acum. Mi se pare cam... Hai bă, reveniți-vă, nu fiți proști. Bă, ce cu pana asta de curent? Foarte dubios, în oraș nu-i nimica. What the hell? Ok, ok, înseamnă că nu... Înseamnă că punem și noi așa niște chestii de astea să ajute. Pana mea, poate asta ajută mai tare. Chiar dacă... O să le distrugem noi la timpul potrivit. Ia să vedem. Oh my god. De ce? Nu văd ce greșesc. Uite, are și una aici. Ce naiba, frate. Să punem... Ce ziceți? Să punem acest nuclear plant? Ok. Ar cam trebui, frate, că... Figuri sunt făcute aici. Imediat, imediat. Voiam să distrug asta? Asta? Să lăsăm să se construiască aici ce mai era de construit. Așa. Nu asta, ci asta. Oh my god, oh my god, I'm so stupid. Sorry. Am distrus pe cineva. Ok, probleme cu curentul. Bine. Dar dacă, acum hai din nou, mai testăm o chestie. Deci aici sunt conectate, da? Bine. Hai să distrugem ăsta și după... Foarte interesant, să-mi bat piciorul de nou. Distrugem ăsta. Nu, că pun nuclear plant, că nu mi-e greu, dar... Sunt curios dacă își revin ăștia și după au problemă ăștia. Foarte interesant. Uite, acum și-au revenit ăștia și dacă au probleme ăștia, mamă, du-te mă! Are you stupid right now? Poate pentru că totul e dintr-o linie de curent și ar trebui să mai facem și altceva. Este posibil și asta. Ha, tu ce cu tine? Not enough fuel. Nu ți-aduce lumea fuel, ha? Very interesting. Very, very interesting. Da, am înțeles. Well, înainte să vă mai plângeți, bine, hai că rezolvăm acum. Vreau să punem o... De asta, un nuclear plant de asta, care arată super fain, sincer să vă spun. Dar să-l punem undeva la marginea orașului. Mi s-ar părea că arăta destul de ca lumea. Uite, de exemplu, aici. E traficul aiurea? Da, îi! Este chiar foarte aiurea traficul. Nu știu cum te-ai gândit tu colpir fix acolo. Am putea să-l punem chiar aici. Vreau să-l pun la marginea orașului, așa, gen pe autostradă, când trec pe autostradă, o să văd acolo un power plant de ăla. Aici putem să mai punem un solar plant, că nu mi-e greu, dar vreau să am și un nuclear de ăsta. Nici nu știu dacă trebuie să aducă cineva ceva la acest nuclear plant. De asta zic. Ia să tragem noi una de asta. Dar orice ar fi, nu cred că se poate merge pe sub acest pod. Ia. Yeah. Mergem așa. Așa. Da, nu, e făcut doar așa pentru că arată interesant, oarecum. Unde e ăla? Electricitate... Și îl punem și pe nenea ăsta, aici. Și hai să vedem dacă își revin și băieții ăștia de aici. Hai băieților, hai, viteza 3, înseamnă că ar trebui să fie bine. Sper. S-ar putea să nu fie de la asta. Sau da? Uite puțin, electricitatea noastră e through the roof. Explodează de acolo. Oh my god. Uite, nici nu trebuie să îi aduci nimic, din câte știu. Ba da, uses anium. Ce e ăla, mă? Clean electricity. Ia uzi. Super, îți începe bine. Dar aici încă avem probleme. What the hell, man? Chiar mă enervează. Nu voiam să fie așa episodul. Ăsta e 100%.
Aici moare lumea, am uitat să pun, ba da, unul de ăsta. Tu mi mama. Știi ceva? Pentru că... Uităm ăsta. Uite, fii atent. Fii atent. Sunteți atenți? Pentru că este... solar plant și... Este aici industria mai ecologică, să zicem. O să punem power solar planturile astea pe partea asta de oraș. Și cred că o să arate bine. That's right, motherfucker. That's right. Așa. Și de aici mă gândesc așa, fii atent. Deci fii atent ce, bă, colpirul ăsta știe ce face. Sper. Conectăm asta cu asta. Era conectat. Tu-s mort. Era conectat. Bun. Așa. Și acum, tot ce ține de partea cealaltă de oraș. I'm so stupid right now. Mamă, ce prost este. Am realizat ce am făcut. Toată chestiuța asta nu era conectată cu chestiuța asta. Oh my god, cred că voi știați asta de 1000 de ani și eu nu știam. Și toată energia mea era de aici. Asta era toată energia mea. Well, acum știu că nu o să mai aveți probleme. Oricum arată mai fain așa, lasă-și. Bun, e bine, gata, am înțeles ce am greșit. Oh my god, iarăși moare lumea. Moare că eu prost. Bine, lăsați-mă în pace. Muriți-ai, dă-vă dracu, hai. Hai să facem linia aia de tren odată, oh my god. Uite cum vin trenurile, bun. Deci una de aici să se oprească aici. Ok, nu, n-am făcut pe nimeni fericit pentru că nu prea sunt oameni pe acolo, dar o să fie la un moment dat și să se oprească aici. Super, super fain. Acum hai să începem altă linie de tren care să înceapă de aici, să meargă până aici, după până aici și să oprească aici. Super. Și aici facem încă o linie de tren care să meargă de aici până aici. Să fie stații diferite, asta încerc să zic. Și aici. Super. N-am înfericit pe nimeni pentru că... nu... Bă, oare cum ar... Asta-i tren... Sunt curios... Dacă merge subteran. Să vedem dacă ne duce. Nu, ăsta e greșit. Nu, ăsta poate merge ăsta subteran. Îl urmărim pe ăsta. Sper că merge subteran. Nu, de ce te duci tot pe partea aia? Poate l-am luat tot pe același. Nu. Eu vreau să văd cum merge trenul pe acolo. Chiar sunt foarte curios. Page down. Niciun tren pe aici? Eu sper că funcționează aici ce am făcut. Da, uite, asta se duce în stație, frumos. Eu vreau să văd dacă funcționează ce am făcut aici. Ar trebui. Pentru că... ăla e metrou, nu? Da, e metrou. Bine că funcționează și ăla, adică... I know. Very interesting. Bun, măcar am rezolvat problema aia curentul. A fost o dilemă pentru mine. Dar na, se mai întâmplă și din astea. Și acum, oameni buni... Oh my god, are you ready, guys? Am pus office-urile și acum ar mai trebui să mai punem niște de-astea. Am înțeles. Hopa. Mai punem din astea, frate. Știu că sunt cam aproape de căsuțe, dar nu e nicio problemă, credeți-mă pe mine. Credeți-l pe Colpir, că Colpir știe ce zice, da? Așa. Și punem și aici. Așa, și cum am continuat? Am continuat până pe aici? Bine, boss, dacă zici tu. Am zis că pun case aici, dar probabil o să le scot, că nici nu se construiesc. Știi, și mă gândesc că nici n-are rost. Da, uite, chiar le scot acum, ba, piciorul în ele. Chiar nu mă ajută cu nimica, cu toate că asta cred că eu... Nu mă ajută, nu vor să se construiască și n-are rost. O să le facem în altă parte un cartier, dacă e să fie. Și acum hai să construim și asta. Încercăm să nu ratăm nimica. Uite, acolo sunt câteva puncte verzi. Bă, Colpir, bă, ai grijă cu pictatul. Așa. Când e viteza 3 în joc,
Merge greluț. Da, e ok. E ok pentru că avem un oraș extrem de mare, oameni buni. Și trebuie să-l suportăm așa cum e. Bun! Super bine, am rezolvat și demand-ul ăsta. Uite ce calme arată aici, mam. Bun, și aici totuși vreau să pun case. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce zice aici? Facility empty. Oh, nice! Very good, very good. Păi ieși de aici și poți să colectezi acum morți. Mulțumesc. Ești o drăguță. Ok, aici o să fie tristețe mare, plânsete, oh my god, oh, nu, colpiri, de ce ne distrugi orașul? Oh my god, nici n-aveți idee ce plănuiesc eu aici, să fie mai frumos, frate, că locul ăsta arăta oribil. Și vezi cum se schimbă omul de la episod la episod, că la atunci când am construit asta eram gen, oh my god, chiar arată super fain. Eh? Peste 3 episoade nu mai arată fain, frate, arată oribil, ba picior, trebuie să facem altceva. Hm? Asta vom face. Ei bine, oameni buni, hai să vedem cum pleacă toți. Ah, ce bine. Ce bine se simte cum pleacă toată lumea. Avem 59.000 de oameni, stai să vezi cât pleacă aici. Îs ceva oameni aici. Câți? Minus 400 și ceva? Ah, mișto, frate. Îmi place. Se simte bine, nu? Bun. Astăzi o să pun acum o mică pauză. Și o să încercăm să... să facem aici un drum mai frumos. Cred că și aici trebuie dărâmat. There we go. Ia, yeah, du-te mă și tu de aici. Bun. Și încercăm să facem mai frumos, da? Bun. Și o să încercăm să facem cartier de case aici, mă gândesc eu, că arată calmea. Yes, yes, yes. It looks good, man. Very good, very good. Bravo, colpir. Și asta nu-mi place. Oh my god, câți oameni au plecat, 1000 și ceva. Bun, gata, hai, punem o pauză și revenim imediat. Am revenit. Avem aici o mică treabă. M-am gândit eu că ar arăta destul de calmea să păstrăm partea asta destul de rotundă. N-am reușit să o fac un rotund perfect pentru că e foarte greu. Nu m-am mai dus încă una pentru că avem astea și deja e poluarea fonică destul de tare. Suntem foarte aproape, putem să punem niște copaci ca să rezolvăm problema. E bine, e bine. Acum hai să facem niște drumuri micuțe, unde mai putem. E, nu neapărat curbate, poate să fie drepte, mulțumesc. Așa. Dar poți să te duci și tu drept? E, nu, nu ai putut, dar e ok. Asta e frumusețea unui oraș, că niciodată nu-i drept, nu? Ce e aici de nu pot să construiesc? E o liceu, e o liceu, da. Păi hai să facem așa, să zicem una aici... Hai să le punem așa, mai random, știi? Mhm. Și de aici putem să mai punem una... Așa... Și ok, e ok, e destul de bine. Și acum, când o să se ceară mai mulți oameni, o să punem mai mulți oameni. Pe aici n-am mai pus. Aici am tras o linie și o să fie calmea, pentru că o să fie blocuri și nu o să-ți dai seama că este locul ăla puțin liber. Dar e ok. Data viitoare, când o să începem un nou oraș, mă gândesc să... Mă gândesc serios... Să facem ceva geometric. Știi ce zic? Adică mai totul mai pătrat ca lumea. Vedem. Să ne mai gândim cum facem. Deci cum să fac? Să duc așa una... Dar văd că nu vrea. Ce e aici? Bă, eu pun peste tot unde nu trebuie. Nu știu cum se întâmplă asta. Tot timpul se întâmplă asta. Putem să tragem o linie așa. Cred că așa era și înainte, nu? Ceva de genul era și înainte. E ok. Hai, las că e bine. Bun, ce se cere? Bă, în continuare... What? Water? You don't have power? Why? N-are curent. Ia, băi, ce cu episodul ăsta și cu curentul? E gravă treaba. Nu ești conectat la curent. Ah, mă scuzi. Da. Aha. Din cauza asta, ok. Păi, sigur, dacă ajung astea. Am înțeles, era o mică problemă acolo. Asta nici nu trebuie. Hai, nu vă panicați, o mică pauză de apă. E extraordinar, gata, se supără pe mine, băieți. Hai, reveniți-vă. Nu? Nu-și revin? Ba da, și revin. What a nice city. Bun. Așa, hai să mai dărâmăm niște case. Ce ziceți? Mergem aici.
Vreau să dărâm partea asta. Trebuie să avem și grijă cum facem. Să scoatem casele astea. O să vezi că o să-mi ceară demand pentru people la un moment dat. Așa că dacă tot distrug atâtea case, o să vezi că o să vrea. Vreau să pun aici case de alea faine. Deci v-am zis că mijlocul orașului ăsta, adică ăsta, vreau să fie numai cu blocuri, cu de-astea frumos și aici să facem cartiere de oameni și toate alea. Aici ce probleme au? Criminali. O să punem poliția imediat. De obicei când începe un criminal în City Skylines să omoare, bă, ăla nu se mai oprește, frate, nu înțeleg cum. Dar nu se mai oprește absolut deloc. Bun. Și acum o să facem de-astea cu high residential, da? Super frumos, încercăm să pictăm tot. Bă, dar aici e și un loc foarte laggy, să zicem. Dar e ok. Supraviețuim. Supraviețuim noi. Zic eu că aici o să arate blana, o... Așa și încetul cu încetul. Punem peste tot. Hai să lăsăm până aici momentan. Să fie bine, frate, să fie super blanao. Așa, ăsta tot nu primește or, cred că. Nu înțeleg de ce. Că doar traficul este extraordinar de bun. Se vede, nu? Se vede. Poate ar trebui, într-adevăr, să punem un cargo station pe partea asta și să fie conectat cumva cu orașul. Yes, maybe. It's a good idea. Bun, hai să punem o poliție, bă, băiatule. Care-i treaba? Cine este criminal în acest oraș? Avem una aici. Mai bine puneam una mai principală. Da, e ok. Mai lăsăm una și aici. Cred că... Aici! Very good. Încerc să văd care sunt problemele orașului ca să le remediez. Da, mai zis că mai fac o chestie. Mergem aici la... Ăsta e metrou? Yes, ăsta e metrou. Putem să facem o schemă de asta, oameni buni. Gen de aici. Hai să ne gândim. De... Asta e o stație de metrou? Cred că da. Putem să îl împărțim, știi? Să se divizeze în două. Ok. Și vreau... Una să fie aici. Hei. Da, una de asta. Vreau să o punem unde în oraș? Putem să o punem fix pe aici, dacă stai să te gândești. Nu, că aici e rondul. Nu. This is not good, man. Not good. Aici e un parc. Putem să dărâmăm asta. Să încercăm să ducem stația pe acolo. Păi, asta e frumusețea la un metrou, că nu se vede cât de urâte sunt. Astea. Ia e. Hai, vin așa. Și de aici conectează-te așa. Și unde mai punem una de metrou? Trebuie să mai punem una de metrou aici, la industria asta. Corect. Asta consumă ceva bani, dar... Hashtag worth it, I guess. Corect. Foarte bine. E bine să mai punem, că tot îmi ziceți voi să pun metrou. Da, o să punem și de-alea. De-alea. Știți voi. Ar trebui să mai pun o stație de metrou și aici. Să fie. Unde aici? Stai să ne gândim cum venim cu aia. Asta sunt prea apropiate. Eu zic că e destul de ok asta. Dar nu strică niciodată să mai avem una. Cred. Ok, bun. Ne distrăm, frate, ne distrăm. Ce dracu, bă? Nu mai fiți așa, poți să omorâți. V-am zis că eu nu sunt cel mai expert în jocul ăsta, dar îmi place să mă distrez. Îmi place să mă distrez, oameni buni. Așa, și ăsta conectat pe undeva pe aici și o să fie bine. Bă, iarăși vor... Bă, deci câte de-astea vor? Că am și o întrebare. Mă refer la... office-uri, birouri. Hey, are you good? Nu face cum trebuie?
Ar trebui să se vadă verde pe aici, știi? Am creat o linie și aș vrea să... Wow. Bine, să zicem că am creat acolo o linie. Aha, ok. Aparent acolo am creat o linie. Nu-i nicio problemă. Punem una aici. Super. Mă gândesc că asta e singura rază pe care acoperă, adică doar câțiva oameni, ceea ce e cam tristuț. Bun, aici. De aici să facă curba sau să meargă mai departe. E foarte... Ce am făcut? Am scos-o. Asta am făcut. Așa, să meargă pe aici. După pe aici. Dacă o mers până acolo, vreau să meargă și până aici. De aici, aici. Și să se închidă aici. Yes, yes. Binișor, binișor. Dar știți ce? N-am văzut oameni buni? N-am văzut cum merg trenurile pe sub pământ. Asta e singura mea dezamăgire. Dar sper să văd în curând. Ia stai, dacă îl punem una de asta, să ne mai uităm așa pe la tren. Uite-l, mă, că vine! Uite-l ce frumos e. Pot să dau click pe el acum? Vreau să văd așa la sfârșitul episodului. Plus, pe ce apăsam? Sunt panicat. Panicat la stat. Da, nu pot. Trebuie să-l ating atunci când... Ia, vine altul. Uite, mă, cum folosesc ăștia trenul. Da, bă, băieților, așa vă vreau. Uite-l pe ăsta. Ăsta e a meu. Ăsta e a meu. Follow. Ne oprim. Hai, bossule, unde mă duci? Unde mă duci? Mă duci pe sub pământ? Yes. Hai, du-mă pe sub pământ. Te rog eu, nu te întoarce. Nu te întoarce, nu fi nebun. Hai că am prelungit episodul de 30 de minute. Haide, mișcă. Yes, baby. Yes, we are sub pământ. Ce calmea? Dar nu vedem, frate. Vreau să văd cum e sub pământ. Ah, dacă a pus acum tab, sigur nu o să meargă. Dar hai să vedem cum ne duce. E șmecher, e șmecher. Mai bine așa decât să fie prin... Oh my god. Mai bine decât să fie... Da, nu se poate. Ia, dacă mergem așa, vedem ceva? No, nu putem să mergem mai jos de atâta. E ok. Decât să-l ducem prin oraș pe aici, pe la suprafață, să facă gălăgie, să deranjeze oamenii, mai bine pe sub pământ. Și funcționează și e bine. Asta chiar mă bucură. Uite cum vin toate trenurile aici. Am blocat eu ceva? E un oraș populat, frate. Asta este. Asta este. Bun, gata, oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri și după cum vedeți, avem un demand extraordinar pentru office-uri. Sau poate pentru industrie. Data viitoare o să încercăm să punem industrie, că văd că ceva pute aici. Ceva pute. Bun, la revedere, oameni buni!